7 ianuarie În semnul împărăției Domnului Hristos Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1 cu 29 Lui Daniel i-a fost dată o viziune a unor fiare feroce care reprezentau puterile pământului. Dar în semnul împărăției lui Mesia este un miel, în timp ce împărățiile pământești domnesc în virtutea ascendenței, prin puterea fizică, Hristos va înlătura toate armele lumești, toate mijloacele de constrângere. Împărăția sa trebuia să fie în așa fel fondată, încât să înalțe și să dea noblețe naturii umane căzute. Pentru Adam, aducerea primei jerfe a fost un ceremonial extrem de dureros. Mâna sa trebuia să fie ridicată pentru a lua viața pe care numai Dumnezeu o putea da. Ucigând victima nevinovată, el tremura la gândul că păcatul său cerea ca sângele mielului neprihănit al lui Dumnezeu să fie vărsat. Această scenă i-a oferit o cunoaștere mai adâncă, acută, a grozăviei fără de legii sale, pe care nu o putea ispăși nimic în afară de moartea iubitului fiu al lui Dumnezeu. Și s-a minunat de bunătatea infinită, care era gata să ofere un asemenea preț de răscumpărare, pentru a-i salva pe cei vinovați. Chipurile și umbrele serviciului de jertfe, împreună cu profețiile, au oferit israeliților o viziune neclară, acoperită, cu privire la mila și harul care aveau să fie aduse lumii prin descoperirea lui Hristos. Numai prin Hristos omul poate păzi legea morală. Prin încălcarea acestei legi, omul a adus păcatul în lume, și odată cu păcatul a venit moartea. Hristos a devenit jertfa de ispășire pentru păcatul omului. El a dat desăvârșirea caracterului său în locul păcătoșeniei omului. El a luat asupra sa blestemul neascultării. Jertfele făcute în vechime arătau către sacrificiul pe care avea să-l facă în viitor. Mielul înjunghiat simboliza mielul care avea să ridice păcatul lumii. Legea și Evanghelia se armonizează perfect ele se susțin reciproc. În toată măreția ei, legea stă înaintea conștiinței, făcându-l pe păcătos să simtă că are nevoie de Hristos, ca jertfă pentru păcat. Evanghelia recunoaște puterea și caracterul neschimbător al legii. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Romani 7 cu 7, Declară Pavel Sentimentul păcătuirii, născut prin cunoașterea legii, îl conduce pe păcătos la mântuitorul său. În nevoia de salvare, omul poate oferi zdrobitoarele argumente furnizate de crucea Golgotei. El poate pretinde neprihănirea lui Hristos, căci ea este atribuită fiecărui păcătos pocăit.